Suntem din nou în direct, doamnă și domnilor, cum vă spuneam, spuma presei prahovene a venit aici la masă. Așa? Ce glumă bună! Da, da, Valentin nu e conștient de valoarea lui și uite așa face el mereu, se subminează singur. Haideți să fac cunoștință cu invitații și vom discuta astăzi despre salariile pe care și le câștigă mai nou și ce urmează să câștige în baza legii salarizării unice primarii, viceprimarii, președinții de consilii județene, despre alegerile care vor avea loc, cum spuneam, alegerile parțiale care vor avea loc în patru localități din Prahova, respectiv Bușteni, Băicoi, Dumbrava și Călugăreni. Cu invitații mei de astăzi, în ultima parte a emisiunii, așadar, domnul Vali Lazar, Valentin Lazar, da, este directorul de la, directorul, jurnalistul, proprietarul, cum să zic, director, nu? Directorul, directorul ziarul oamenilor buni, .ro. Bună seara, bine ați venit, domnul Valentin, mă scuzați că v-am... Că am spus că sunteți spuma jurnaliștilor prahoveni. Și domnul Hari Ștefan, aici de față, domnia sa, este jurnalist la Nicio Sora. Nu mai există presă prahoveană? Nu mai există. Da. Vreți să discutăm, pornim de la asta? Există, hai să vedem, există. Să pornim de la asta. Punem da, noi există spuma, adică prahoveană? Facem spume la această emisiune și de-aia ne-ai zis. Da, sunteți spumanți. Da, așa. Dar ce vrei să spui, că nu mai există presă prahoveană? Eu știu că sunt colegi care chiar se luptă în continuare și voi sunteți unii dintre ei. Există, dar e greu. E greu, asta nu spun. E clar că e greu. Pentru sunt toată lumea. Gele, pentru dacă vrei să rămâi vertical, chiar e foarte greu. Și asta cum spunea un mare sportiv, că tot ai discutat despre sport până acum, hai să fie bine ca să nu fie rău. Gică Hagi, da. Și așa e, bine a zis. Ca toată lumea, dar bine a zis. Oameni buni. Avem o majorare de până la 30%, cum s-a tot vorbit, la primar, viceprimar, președinte de Consiliu Județene. Țintat în ce am înțeles și ce am studiat ca bază de documentare, este echilibrarea salariilor în raport cu secretarii primăriei, cu directorii și așa mai departe. Cum vi se pare această majorare? Haideți, discutăm așa. Las pe Hari să înceapă. Ia zi, Hari. Acum, să nu fim ipocriți, da? Un 30% nu este mult pentru salariul unui primar sau unui viceprimar, ținând cont că nu este vorba de un salariu, este o indemnizație. Primarul, viceprimarii nu au sporuri de niciun fel. Deci această sumă e fixă, nu se mai mărește cum se măresc la ceilalți salariați din primărie. Deci perioada asta în care primesc indemnizația e considerată vechime muncă, nu se plătește vechimea, cum se plătește la orice salariat, vechime în muncă chiar pe domeniul respectiv în care este... Și care este... relevanță? Stai, care e relevanța? Relevanța este e vorba de mărire, nu? Că e vorba de mărire, dar la momentul ăsta, chiar și cu mărirea care o va primi primarul, da? Tot nu va câștiga lunar cât unii directori care sunt, să zicem așa, sub conducerea lui. Adică un director care are cu 10 milioane sau chiar 20 de milioane mai mult decât primarul, să uită altfel la primar, în loc să fie invers. Crezi tu? Acum păi când un director are zice... 9.000 de lei pe lună, față de un primar care are acum păi 5.000 și o să aibă pe semne 7.000 păi, de bani. Bun, de se uită din punct de vedere financiar, nu? Dar, da. Până la urmă, funcția doboră financiarul. Nu? E, adică dacă vine primarul să... și spune face aia, că ai de făcut, nu cred așa că este, va contesta. Așa este, dar totuși un primar cu un salariu mai mic decât directorul său, mi se pare absurd. Da, bun. În momentul ăsta s-a echilibrat? Nu, nu s-a echilibrat, dar asta îmi pune un semn de întrebare la viitorul acestei legi a salarizării. Adică dacă noi ne-am grăbit să dăm acești 30% acum, înseamnă că această lege s-ar putea ori să nu mai vină și cum se trăgânează acum. Nu există așa ceva. Ori va fi pe alte teme, am avut discuții cu minister și va fi, nu se pune problema, va veni. Sumele vor fi mult mai mici decât se spunea. Adică ce vrei să spui, că s-a dat ordonanța 2 pe 2017 și s-au majorat banii sau salariile la primar sau indemnizațiile, cum ai spus. Da. Și vine o legea o salarizării unice și le ia din bani? Asta vrei să nu spui? Nu că le ia din bani, dar s-ar putea să nu fie creșterile așa cum se spune la televizor.
Am înțeles. Hai să vedem. Da, zic că e o mare problemă. Gândește-te că dacă ne luăm după ce ne spun cei din guvern, ar însemna ca din iulie să intre în vigoare această lege a salarizei. Cred că nu murea niciun primar dacă mai stătea două luni cu salariul actual și da, în iulie deja, deja am sunt două etape. S-ar putea să fie bine că s-a dat OG2-ul pe 2017, a luat odată majorarea și pe urmă pe legea salarizării unice să meargă pe mai mult. Vali, de rog, care e punctul tău? Eu sunt pentru. Și eu, până la poate. Să ia primarii salarii cât mai mari, că în felul ăsta și ceilalți care lucrează prin primărie poate să spere să obțină salarii mai mari. Și noi, cetățenii, și în condițiile astea, ce să sperăm? Păi, trebuie să plătim cei care gestionează mulți bani, să-i plătim bine. Uite, îți dau cel puțin 5 exemple, dacă vrei. 5 motive, de fapt, că vrei, pentru ce ar fi bine să fie salariile primarilor mari. Trebuie să copiem și noi, să-i copiem pe cei de afară. Da? Să nu fim ipocriți, să zicem, domnule, noi suntem sărași și cinstiți. Nu. Dacă afară europarlamentarii, miniștrii, parlamentarii, etc., primarii de acolo au salarii foarte, foarte mari, comparativ cu salariile funcționarilor obișnuiți din instituțiile respective, se pare normal să avem aceeași același mod de a privi lucrurile și noi. Adică, de ce afară primarii să aibă mai mult decât funcționare și România nu? Pentru că nu au economie, ei au o economie puternică, noi în România nu. Dar dacă ei au adoptat modelul ăsta și funcționează, trebuie să mergem până la capăt să adoptăm și noi. Ăsta e un motiv. Al doilea motiv, dacă primarul câștigă suficient de mult cât să riște, să nu pună botul la nimic, să nu mai ia șpăși, să nu se complice cu DNA-uri și cu alte povești, iarăși cred că e un lucru bun. În momentul în care ai un salariu de mizerie... Vorbim, hai să zicem, deci Ploiești are câți bani are la buget pe an? Gestionezi un buget de 500 de milioane. 200 de milioane, 200, da? Mă rog. Bun, și ai 2000 de euro. Să zicem că domnul Dobre are 2000 de euro. Da, vin și vă puțin. Întreb. Vin și vă întreb. Mai e tentat, mai există tentație? Având un buget de și lucrări... De la 2000 de euro în sus... Deci nu vorbesc... Mai de... este tentația ca atunci când ar fi fost salariul 500 de euro sau 1000 de euro. N-a fost niciodată... Da, dar la țară, primarii de la țară au avut 500 de euro. Vorbim aici de Ploiești. Nu. Problema e așa, deci nu vorbim neapărat de primarul X sau Y. Un primar care, să zicem, ar câștiga acum față de 1000 de euro, acum ar câștiga 2000 sau 3000 de euro. Să nu fim ipocriți, că ne uităm la ce șpăgi se luau, adică se luau sute de mii de euro. La 2000 de euro pe lună deja se mai te Dumnezeu. Asta oricum, zic, adică creșterea asta... Problema șpăgii nu dispare odată cu această majorare salarială. Dispare, dar oricum se diminuează tentația. Nu. Se diminuează tentația. Momentul e în care, ca la doctor. În momentul în care risă salariul... cazi de pe un cal mai mare... E mai nasol. Își vor face unul dintre ei socoteala. Sincer spun, Vale, mie mi se pare că tot mică e suma care se acordă. Tot mică, adică 2000 de euro la portat la un buget mare. Bun, la uite, nu, că nu vreau să se interpreteze că dau nume de primării sau nume de persoane. Nu, chiar nu. Dar gândește-te, ai niște sute de... Ai câteva milioane, să zicem, într-o localitate cu câteva milioane. Gestionezi un buget cu 5 milioane, să zicem, da? Investițiile tale în anul respectiv sunt de 3 milioane, da? Sau, hai să zic, 2 milioane, restul ai salarii, utilități și așa mai departe. Și ce mai ai acum? Dar ai 2 milioane, da? 2 milioane. Da. Până acum știm foarte bine cum funcționează. Nu stăm să ne dăm după deget. De unde se iau, cum se fac, cum se dreg. Cu firmele, cu alea, cu alea. Da, deci nu dăm să acuzăm sau mai știu eu ce. Dar 2000 de euro raportat la 2 milioane nu înseamnă nimic. Că mai ai și partidul să-l ții, nu? Da. Deci eu spun că nu înseamnă nimic. Creșterea, din punctul ăsta de vedere, eu spun că nu eradichează corupție. Sau nici măcar nu o ține la distanță. Nu, diminuează. Cel puțin la primăriile mai mici,
unde salariile în localitatea respectivă, clar, pe medie sunt mai mici, primarii ori să fie mulțumiți cu cât câștigă și cred că ori să-și vadă mai mult de treaba lor și nu o să mai... Vali, Hari, eu cred că a venit momentul ca cei care candidează să-și pună, să pună... Uite, fie să fie integri. Mai gândește-te la un lucru. Hai să luăm exemplul companiilor multinaționale din România. Da? Din momentul în care au descălecat în România și au făcut business-ul aici, primul lucru pe care l-au făcut, au plătit managerii foarte bine. Da? Deci primul lucru pe care l-au făcut, au plătit managerii foarte bine. Lucru pe care îl face și statul, dacă stăm să ne uităm. Păi uite-te la direcțiile alea. Efect, au venit într-o țară plină de corupți, da? Dar în multinaționale n-ai auzit de scandalul de corupție. Cât are un manager? Și dacă te duci la un manager de multinațional să spui dă-mi e lucrarea că îți dau eu șpagă, te dă în șuturi pe ușa afară. Și când s-a face și o plângere la DNA și foarte bine exact, face. Bun. Deci mentalitatea asta cum s-a putut institui? Plătindu-i bine pe cei care aveau bani pe mână, da? Eu spun, vezi că și eu subliniez că tu spui foarte asta bine. Asta e singura soluție. Dar ideea este că ceea ce se dă lui... corupția. Da, e foarte bine. Care... Eu sunt de acord cu Mărina și la deputat să fie responsabil. Dă-le, frate, mai mult. Dă-le cât trebuie. Cât ieși afară. Raportează. Păi, nu suntem ca Germania. Asta e clar. Ne raportăm la ce putem și noi. Dar dă-le mai mult. Dar pe de altă parte, n-ar trebui responsabilizați mai bine? Adică infracțiunile pentru ei să fie pedepsite mai drastic în cazul în care, Doamne ferește, calcă în bec? Ca să zic așa? Voi ce ziceți? Eu cred că sunt destul de dure infracțiunile. Pedepsele pentru infracțiunile pe care pot ei să le comită. Nu, aici problema... Nu cred că... Bun, și greșește ce îi faci? Îl bagi 100 de ani la pușcărie... Nu cred că e soluția. Pentru un om politic, numai vizita la Beci e suficient de demolatoare pentru cariera S-a văzut unora că nu prea ei. La unii. Mai sunt sentințe pe drum, stai tu liniștit. Marea problemă a responsabilității unui om politic care ajunge parlamentar, ministru și așa mai departe, primar, viceprimar, marea problemă a lor e așa, că din păcate legislația noastră nu este una coerentă. Deci dacă la Ploiești să câștigă un proces, la Buzău procesul ăla să pierde. Pe aceeași speță. Culmea, la Ploiești poți să-l câștigi tu pe aceeași speță și să-l pierd eu pe aceeași speță. Aici e o problemă a justiției românești care nu are o corelare între procesele pe un anumit subiect. În al doilea rând, parlamentarul pe care l-am votat, primarul și așa mai departe, fac o prostie. Da? Deci, să zicem, a luat o șpagă, a dat cu dedicație ceva și așa mai departe. Ajunge la închisoare, să zicem, după vreo 15 ani, da? De procese, de așa, ajunge la închisoare. Sistemul de afară e, și mi-a plăcut ce a spus Cristian Tudor Popescu la un moment dat, omul când a ieșit de la închisoare e sportiv. Nu mai are decât hainele de pe el. La noi stă omul bine mersi un an, doi la închisoare și iese și curat și cu banii luați. Da? Și cu dobândă. La ei. Da. Și cu dobândă. Noi, dacă sunt... aici este o problemă unde trebuie rezolvat. Oamenii politici, Harry, omul în general, așa, e obișnuit să... Nu mai lasă-și pe banii. Da. N-aș fi așa convins că se va ajunge prea curând în România ca cei care ies din pușcărie să iasă sportivi. Păi nu, cum asta spunea și el. Da. Nu, e spunea de afară. A spus că afară se întâmplă așa. Noi suntem alt popor, da? Dacă ai... Mai strângători, adică depozităm bani într-un cont, să așteptăm să treacă pedeapsa și să vină dobânda. Deci trece pedeapsa, vine dobânda. Trece pedeapsa, vine dobânda. Ai un frate, ai un văr, ai niște neamuri, ai soție, ai copii. Ok, poți să ești tu sportiv, să nu mai nimeni pe numele tău. Dar asta nu înseamnă că te întorci la vila care aparține soției sau aparține unui văr. Înțelegi? Deci nu cred că se va întâmpla prea curând în România să ajungă la performanța de a se... Da, din păcate, da.
pentru că suntem alt popor, altfel construiți, nu, nu dar trebuie merge la cum, noi. Atâta timp cât nu se aplică legile, cât n-ai instituțiile care să aplice legile, pentru că legile le ai până la urmă, da? Trebuie făcută acea instituție care să recupereze prejudiciile din... Nu, dar, Eugen, la noi circulația... Acum o dăm pe economie. Circulația capitalului, a bunurilor, a mijloacelor de producție în economie este foarte deficitară. Nu există o bursă, nu există o piață de licitații pentru firme, pentru active ale firmelor reale, astfel încât să spui, domnule, l-am prins pe patronul cu tare care are 10 angajați, nu închid fabrica și vând clădirea ca să recuperez banii de pe clădire. Îi vând afacerea cu totul. Îi vând ce știu să facă ea 10 angajați, plus clădirea. Și poate obțin o sumă dublă pe activul respectiv. La noi în România, în momentul în care un om de afaceri a picat, în loc să fie preocupat, statul nostru să fie preocupat, domnule, cum scot mai mult bani de la omul respectiv? Poate că nu soluția exact. Să iau tot e cea mai bună. Poate că soluția să iau jumate din cât câștigă mai bună. Uităm cumva că s-a propus în Parlament, repet, această instituție care să colecteze banii care sunt din prejudicii, nu până la urmă. Da. Nu? Despre asta vorbim. Da, avem instituții s-a propus care să și nu s-a votat. Da, avem instituții care pot voteze. Colecta acești bani. Anaf, da? Deci, o să nu, se voteze dacă nu s-a votat, o altă pentru că structură, sunt niște directive europene, o să se voteze. Nu asta e problema, că mai devreme sau mai devreme se va vota. Problema e că la noi nu se privesc lucrurile astea din perspectiva interesului statului. Dom'le, cum fac să recuperez cât mai mult dintr-o pagubă? L-ai prins, l-ai băgat la pușcărie și în spate... șomaj, se închid firme, statul recuperează praful de pe tobă. Vezi licitații organizate de ANAF cu prețuri derizorii pentru mașini, pentru echipamente, pentru clădiri mai puțin, că da, scade prețul după prima licitație, după a doua, după a treia, tot se vând la prețuri de nimic. De-aia nu recuperează statul mare lucru. Pe când dacă afacerea producea 1.000.000-2.000.000 de euro pe an și îi rămâneau patronului 100.000 de euro și îi lua 90.000 de euro din aia și îi lăsa 10.000 de euro să trăiască, sunt convins că statul ar fi fost mult mai câștigat. Da, mai sunt variantele în care se fac afacerile cu banii statului și atunci degeaba faci da. Supozițiile astea că afacerea moare în momentul în care nu mai primește bani de acolo, moare din start. Da. Că de fapt aici e marea problemă, că marile averi și marile afaceri s-au făcut pe banii statului, exact, nu pe bani privați. Până acum n-am văzut nicio firmă care a picat. Nu e chiar așa. Că... Nu, au picat și firme de transport și firme de... N-au picat, dar care aveau firme de construcții. Au picat... Nu, dar care lucrau cu statul. Aici e o problemă. Nu lucrau cu statul. Au picat oameni de afaceri care au făcut evaziune fiscală. Făceau comerț, aveau... importau carne, ce treabă aveau cu statul. Și au băgat facturi... La negru, da, și au ajuns la pușcărie. Normal că sunt tot felul de spețe, nu asta e problema. Deci la noi când s-a dat cu mătura până rândul oamenilor de afaceri, nu prea s-a ținut cont că lucrează cu statul, cu nestatul. L-a prins cu evaziune fiscală la pușcărie. Bun, ca să concluzionăm, că trebuie să trecem în partea a doua cu alegerile și acolo sunteți și mai bine pregătiți, sau cel puțin la fel de bine. Ziceți-mi și mie ca o concluzie ce considerați. E ok? E binevenită această majorare? Tu ai zis că da. Merg pe mâna lui Hari, care zice și el că da. Da, e foarte binevenită pentru că nu trebuie să fim ipocriți și să înțelegem că totuși aceste funcții, pe lângă faptul că ne reprezintă pe noi prin aceste funcții primarii și viceprimarii, să nu uităm că ei conduc destinele unei localități. Acum că ei le conduc spre mai bine sau spre mai rău, e altă problemă. O rezolvăm din 4 în 4 ani. Însă să mai termineze un primar de comună care lua 1.000-1.500 de lei, totuși e primarul unei localități. Mie mi se pare totuși mic. Exact. Eu aș fi făcut în așa... Dom'le, cât ai bugetul?
În funcție și de buget, da? Adică dai un minim, un prag deci minim care să fie reprezentativ, să fie satisfăcător și după aia te duci, bă, tu gestionezi un buget de 500.000 de euro, cum e la Ploiești, da? Un buget de 500.000 de euro. De lei. Nu pot, de lei. 500 de milioane de lei. 500 de milioane de lei. Da. În fine, deci o sumă de asta. 100 și de milioane de euro. 100 da. Și ceva de milioane de euro, da? E, bun. Atunci tu trebuie să ai... Ca să nu te tenteze, trebuie să ai un venit mai mare. Ai pragul la minim plus o sumă de... Nu știu, mă gândesc, poate eu tâmpenie ce zic. Dar da, deci ți-am zis, indemnizația nu le dă voie să mai aibă ceva în plus peste. Ea oricum este făcută pe categorie de localitate. Da? Deci la număr de populație, ceea ce înseamnă într-adevăr și bugetul mai mare sau mai mic. Acum nici nu poți să-i dai 10.000 de euro unui primar de municipiu, totuși corect, e cam mult. Dar un 3.000 de euro, cât se estimează că va avea pe noua lege a salarizării, este ok. Dar asta nu înseamnă că rezolvă restul problemelor. Așa este, poate să dea de bol domnul primar dacă, dacă va lua 3.000 de euro. Nu cred că ia 3.000 de euro, dar mă rog. Deci, în principiu, suntem cu toții de acord că se impune această majorare și eu cred cu tărie că se impune și nu numai la primari, viceprimari și președinți de Consiliul Județean, cât mai ales la parlamentari, la cei care fac legile și să fie responsabili, să facă ce au de făcut. Chiar acolo trebuie raportat la Uniunea Europeană. Oameni buni, vin alegerile parțiale. Da? Avem Bușteni, avem Băicoi, avem Călugăreni și avem Dumbrava. Da? Trei lulele? Trei lulele, dar destul de interesante. Ia să dezvoltăm un pic. Mai întâi, deci să o luăm așa, Bușteniu a rămas fără primar pentru că a devenit senator. Da, domnul Savin. La Băicoi a rămas fără primar că a devenit incompatibil. Așa, iar în cele două localități, din nefericire, primarii au decedat. Ah, nu știu. Ideea este că s-a așteptat destul de mult data acestor alegeri, deci pentru s-a apropiat cam un an de când am avut alegerile și aceste localități au rămas fără primar de foarte mult timp. La Bușteni, cred că e clar că va câștiga reprezentantul PSD-ului. Nu cred că își face nimeni iluzii că nu va câștiga. La Băicoi, se pare că actualul viceprimar cu atribuții de primar are șansele cele mai mari. Ai și nume? În cele două... Marius Constantin la Băicoi. Și în partea cealaltă, la Pe semne că viceprimarul care are acum atribuțiile de primar, că a pus să vin mâna pe umărul lui, deci e clară situația. Iar în celelalte două localități, acolo se poate juca încă o carte. Sigur, noi le privim așa, râzând, dar totuși sunt alegeri care vor conta. Pentru partide, în primul rând, și mai ales pentru noi sosiți în politică, pentru că sigur vor vrea și să își arate mușchii care și-au arătat la parlamentare. Nu știu ce șanse vor avea. Totuși, să ai o organizație păcate, într-o comună e mai dificil. Eu am o părere foarte proastă despre arătatul mușchilor în campaniile astea. Îți dau câteva exemple. Ți-aduce aminte că s-a înființat la un moment dat Comuna Bătrân. Da. Da? S-au dus în campania aia toți șmecherii de la județ, de la Ploiești, de la așa, și-au întărătat mușchii, s-au luptat pentru fiecare vot, pentru fiecare centimetru pătrat de teren. După ce au trecut alegerile, veneau oamenii de la bătrâni și spuneau, nu, n-a mai venit nimeni pe la noi. Dar nimeni, știi ce înseamnă nimeni dintre cei care s-au dus atunci în campanie? Nimeni. Punct. La ce bun că și-au umflat cei de la Ploiești mușchii,
Da. A, bine, era o metaforă. Asta cred că se întâmplă în au foarte multe fost, comune. Au mai fost alegeri la, Scorțeni. În 2011, în perioada când era PDL-ul în dificultate mare cu tăierile de salarii, cu așa. La fel s-au umflat niște mușchi serioși acolo, a câștigat PDL-ul cu 70% alegerile. La ce le-a folosit? Ulterior, la nimic. Vedeți că și în prima parte a discuției noastre și acum se ridică o problemă. Dom'le, e vorba de credibilitate și de interesul de a face ceea ce ai promis. Da? De onoare până la urmă, nu? Frate, deci dacă tu te duci, vorbeam în prima parte de bani, dacă o să iei 2000 de euro, tu nu mai ești tentat, dacă ești un om cu interesul, cu mintea pe umeri, ca să zic, cu capul pe umeri, da? Te duci și faci ce ai de făcut în intervalul, în intervalul ăsta de 4 ani, pe banii pe care iei. Da? Asta ține de caracter, ține de educație, ține să nu te preseze de la partid să faci alte lucruri, ține de o altă conjunctură, da? De o altă conduită. Pardon. În partea asta altă tot la fel. Dom'le, vii și vii cu niște proiecte. Aici este o problemă. Deci partidul propune un candidat pe Gigel, pe Costel sau pe... Aș vrea să pornim de la premisa că acum toți Nu, da. Problema e așa că, din păcate, în localitățile mici, și avem exemple, nici nu mai vorbim de aceste patru localități unde vor fi alegeri. În localitățile mici, primarul bugetul are mic la rândul lui și stă cu mâna întinsă la Consiliul Județean. Consiliul Județean la rândul lui îi dă sau nu îi dă, tot în funcție de... Degeaba mi se spune că nu, banii s-au dat echilibrat și așa. Nu. O îi dă 10 lei lui ăla de la opoziție și dă 100 lui ăla care e colegul lui de partid. Și așa se întâmplă, indiferent care partid ar fi la conducerea Consiliului Județean. Ok. Problema e că noi ne-am extins, ne-am făcut mai multe localități, nu avem 104 localități, în loc să avem 70 sau 60 puternice fiecare, ne-am împărțit în așa multe comune și care se vede că nu reușesc să se susțină. Da? E o idee asta cu mișorarea numărului. Să știți că adică vreau să mai spun o idee referitor la implicarea celor de la Ploiești în alegerile astea. Mai există un pericol când vin forțe masive din altă parte, din exterior, nu se aleg candidații cei mai buni, ci candidații cu susținerea cea mai mare. Se termină alegerile, cel care câștigă, dacă n-a fost cel mai bun dintre candidații din bătălia electorală, nu va face mare lucru în localitatea respectivă când va fi în stare. El nu va ajunge primar pe forța lui, pe valoarea lui. Va ajunge primar pe forța partidului din spate. Categoric. Bine, mai e o problemă, ținând cont că alegele... Localitatea va avea de pierdut. Așa că sfatul meu este să-i lase în pace să-și facă campaniile acolo așa, parlamentarii de la Ploiești să-și vadă de făcut legile care trebuie pentru țara asta, consilieri județeni să facă hotărâre de consiliu care să conducă județul și să-i lase pe cei de la Bușteni, de la Băicoi, de la Călugăreni, de la Dumbrava, să se lupte între ei cum s-ar lupta. Oamenii pe care îi cunosc, ei să cunosc acolo. Ei să cunosc și sunt convins că vor fi aleși cei mai buni. Vreau să vă întreb, credeți că lumea va veni masiv la vot sau va fi în trendul pe care l-a venit? Depinde de candidații de pe plan local. Dacă vor fi oameni care se vor agita să strângă voturi, vor veni oameni la vot. Dacă nu vor fi candidați interesanți... La atitudinea candidatului, dacă îi convinge, dacă Dacă se vor duce de la Ploiești și vor lua fiecare stradă și vor pune cât un șef după vreo instituție sau pe undeva și vă spune te duci și te duci și îmi scoți voturi de pe strada asta. Ia, astăzi, câți oameni ai convins? Ce servicii le-ai promis? Ce frigidere le-ai dat? Ce grătare le-ai făcut? Atunci vor ieși oamenii la vot, că vor avea avantaje din astea
efemere. Nu se trece odată după... peste mentalitatea asta, nu, domnule, din păcate Violeta, nu. Da. Bun, hai să zicem, eu că oficial, curios. Oficial nu se mai dă nici măcar un pix, nici măcar o șapcă. Ideea este că viitorul primar, care va fi ales în iunie, va avea o altă problemă. Bugetul pe anul ăsta e gata. Nu mai poate să umble la el. E, nu e așa. Deci ce să fac rectificări? Rectificări, da, dar când, să zicem, fostul primar, să zicem că nu este cel care a avut conducerea localității, este un altul. Dacă ăla în prima jumătate a anului a tocat banii, te trezești... Dacă primarul din prima jumătate a fost băiat deștept și a știut să, să investească banii respectivi, stai tu liniștit că o să câștige. O să câștige, bun, da. Ultima chestie, că se termină emisiunea, da. Vreau să vă întreb, credeți că se va produce vreo schimbare în vreuna sau în localitățile astea? Și dacă da, cum? În bine sau în rău? Odată cu... Păi, întotdeauna e loc de... De mai bine. De mai bine. Va fi mai bine, de ce să zicem că va fi mai rău? Băicoiu și Bușteniu sunt orașe, ele au fiecare o structură aparte. Cred că nu vor fi probleme. În cele două comune, acolo, să zicem așa, Dumnezeu cu mila. Acolo nu cred că va depinde neapărat de cine va fi primar, ci de cum vor fi aceste localități ajutate de Consiliul Județean. Bușteniu este totuși o localitate de munte, o stațiune. Băicoiu este un oraș bine ancorat domeniul economic. S-au făcut multe lucruri bune, am înțeles că se vor face în continuare. Băile vor fi refăcute. Așa. Deja vor să aibă o creșă nouă, cred că a fost și inaugurată. Adică se mișcă. Se mișcă și la țară acolo e mai greu, că acolo trebuie să îl convingi și pe țăran că și el trebuie să facă un pic de treabă. Avantajul e că acolo sunt mai puțini și se cunosc mai bine. Spre deosebire de un oraș unde sunt mai mulți și nu se cunosc atât de bine între ei. Asta e problema. Eu vă mulțumesc mult. Cer scuze că a prelungit cu CSM-ul un pic pentru că era mai focus. Stai liniștit, nicio problemă. Mulțumesc mult pentru înțelegere. Vă aștept într-o altă emisiune. Da? Mulțumesc mult. Toate cele bune. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori. Ne vedem săptămâna viitoare cu alte emisiuni, cel puțin la fel de interesante și plăcute ca cele din această seară. Seară bună!